Vreau în momentele care urmează, acolo unde sunteți, să închideți ochii, să-mi permiteți să rostesc rugăciunea asta cu voce tare. Și aș vrea să mă însoțiți într-o atitudine de rugăciune, indiferent unde vă aflați în sala aceasta, vă rog să închideți ochii, nu că nu ne-am putea ruga și cu ochii deschiși, dar aș vrea în momentele în care vor urma să ne distragem atenția de la orice se întâmplă în jurul nostru și să ne concentrăm la prezența lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim că ești prezent în locul acesta. Am proclamat, am cântat că Tu ne-ai eliberat. Știm că prin jertfa Domnului Iisus Hristos Tu ai dat, Tată din ceruri, un decret de eliberare pentru toți cei care cred. Dar știu, Doamne, că decretul acesta de eliberare nu devine valabil decât atunci când îl credem. De aceea, Doamne Dumnezeule, Tu ai spus că mântuirea este prin credință. Știu, Doamne Dumnezeule, că Tu ai dat o grațiere prin jertfa Domnului Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar știu că grațierea nu devine grațiere până când nu e acceptată prin credință. De aceea mă rog în această seară, Doamne Dumnezeule, atinge-Te de mintea noastră, de sufletele noastre și deschide-ne ochii, Doamne, și fă-ne, Doamne, să înțelegem minunea aceasta pe care Tu ai realizat-o în dreptul fiecăruia dintre noi. Doamne Dumnezeule, noi vrem să Te slujim, dar nu oricum, vrem să Te slujim ca oameni liberi. De aceea mă rog, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-Te de mintea noastră, înțelegând cuvântul Tău sfânt, să putem aplica în viețile noastre principiile Scripturii, înțelegând, Doamne, că legea Ta înseamnă de fapt sănătate pentru trupul, mintea și sufletul nostru, înțelegând, Doamne Dumnezeule, că legea Ta e dată cu un scop. Prin legea Ta, Doamne Dumnezeule, nu devenim robi, ci suntem cu adevărat liberi. Și că, Doamne, știm că singura robie care ne salvează de toate celelalte robii este robia în fața dragostei Tale. De aceea, Tată din ceruri, în această zi capitulăm înaintea dragostei Tale și vrem să spunem că Te iubim mai mult decât orice și de dragul Tău vom renunța la orice dragoste care ne leagă de lumea aceasta sau de lucrurile din această lume, pentru că ai eliberat de orice ne-ar putea lega aici, să Te urmăm pe Tine plin de pasiune, plin de putere. Te rog, Tată din ceruri, fă minunea asta în numele lui Iisus. Amin. Vă citesc din Biblie 3 texte ca să vă pot predica o oră și jumătate. M-am uitat, numai fratele Radu a zis amin. Ceilalți, stați liniștiți. Nu predic chiar o oră și jumătate, o oră și 20 e ok. Citesc din cartea 1 Corinteni, capitolul al 6-lea, un verset 12 răstălmăcit de-a lungul istoriei creștinismului și ușor de răstălmăcit și astăzi. De obicei, noi nu înțelegem bine cuvântul lui Dumnezeu când îl scoatem din context și când transformăm textul în pretext pentru ce ne place nouă. Versetul 12 zice așa: toate lucrurile îmi sunt îngăduite. A, dacă s-ar opri aici. Dar noi suntem pocăiți și știm că nu toate lucrurile sunt îngăduite. A? Dar scrie aici. Observați dacă s-ar opri aici. Toate lucrurile sunt îngăduite și v-aș fi spus aici amin, cred că era o bucurie pe unii de numai. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă în Biblia spune că toate lucrurile sunt îngăduite, de fapt următorul verset ne explică la ce se referă. Versetul 13. Zice, mâncărurile sunt pentru pântece. La asta se referă, mă, fraților, nu la altceva. La faptul că în vremea aceea primii creștini se întrebau dacă au voie să mănânce și altceva în afară de dieta prescrisă de Vechiul Testament. La asta se referă, adică toate mâncărurile, mai ales voi ăștia din Spania, știți asta mai bine decât noi, românii, că voi mâncați aici tot felul de gângănii, de chestii, de treburi. La asta se referă aici Apostolul Pavel, nu la faptul că noi putem face ce vrem. Noi suntem creștini și noi facem ce ne spune Dumnezeu să facem. Mâncărurile sunt pentru pântecele și pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și aș vrea acum să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, v-am promis că vă citesc mai multe texte, din Galateni, din capitolul al 6-lea. Versetul 7. Nu vă înșelați,
Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Mai zic o dată, că unii încă erați la căutat și s-ar putea să nu fi fost pe fază. Nu vă înșelați! Asta e cea mai ciudată formă de înșelare, când te înșeli tu pe tine. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și apoi tot în Galatenii, capitolul 5, cu versetul 7, spune Apostolul Pavel: voi alergați bine, ce v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Și versetul 1: rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Repet, voi alergați bine, adică pocăința voastră, creștinismul vostru era o formă de alergare, erați plini de râvnă, nu erați apatici, obosiți, plictisiți, ci creștinismul vostru, pocăința voastră, era o alergare. Dar ceva v-a tăiat calea, zice Apostolul Pavel, ca să nu mai ascultați de adevăr. De aceea, spune Pavel în versetul 1, rămâneți dar tari și nu vă plecați sub jugul robiei. Amin. Vă rog să vă așezați. V-ați așezat? Respirați liniștiți? Să văd mai, dacă mai are careva ceva de zis, mai ați vreo 2-3, puteți să vă ziceți ce aveți de zis. Eu am timp. Avionul zboară luni dimineață. La 9, cred că. Până atunci... Slăviți să fie Domnul! Măi, cu aminurile, parcă n-am fi la întâlnirea tineretului, parcă suntem la întâlnirea pensionarilor. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul. Amin. Și pentru că trei e cifră biblică, zic și a treia oară, slăvit să fie Domnul. Amin. Acum, a treia oară, parcă a fost ceva mai bine și pe parcursul mesajului sunt convins că aminurile voastre vor fi tot mai puternice. Nu știu cum se întâmplă că, de obicei, la tineret, parcă aminul e mai slab decât în mod obișnuit la biserică. În mod normal ar trebui să fie tocmai invers, pentru că voi aveți mai multă putere decât cei care sunt mai în vârstă, ei sunt obosiți, munciți, voi știți bine cum sunt părinții voștri și totuși, în mod paradoxal, ciudat, inexplicabil pentru un pastor, cei mai în vârstă parcă au mai multă putere în a zice amin. Dar eu sunt convins că în această seară Duhul lui Dumnezeu se va atinge de mintea noastră a tuturor și dacă există ceva în viața ta care împiedică alergarea ta pe drumul credinței, Dumnezeu se va atinge de tine în această seară și te va elibera. Amin. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, când mă gândesc la cum va fi în cer, întotdeauna, mai ales la vârsta voastră, încercam să-mi fac în minte tot felul de imagini. Mă gândeam la cum va fi în cer. Sigur, odată cu creșterea, odată cu maturizarea, citind din Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că, de fapt, e atât de fain acolo, atât de frumos locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi, încât nici măcar nu poate fi descris în cuvinte. Așa că n-are rost, ar fi cumva absurd să ne facem noi tot felul de imagini, pentru că am spulberat toată surpriza și nu se poate cuprinde în cuvinte. Zice Apostolul Pavel, ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, la mintea omului nu s-a suit, ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit, așa că noi nu putem cuprinde în cuvinte. Dar, cu toate astea, eu mi-am făcut planuri în legătură cu raiul. Voi oricum v-ați făcut planuri și dacă ați venit cu microfonul la voi, și credeți-mă că sunt în stare să fac la un moment dat, dacă aș veni și v-aș întreba care sunt planurile voastre pe următorii ani, sunt convins că majoritatea dintre voi aveți planurile voastre și normal, e natural, mai ales la vârsta asta, suntem visători, avem așteptările noastre în legătură cu viața de aici acum, însă, dacă tot ne facem planuri în legătură cu viața asta, ce ar fi să ne facem planuri în legătură cu cerul? Eu m-am gândit în legătură cu raiul că sunt câțiva oameni cu care vreau să vorbesc. Acum, e și în funcție de cum studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Adeseori când studiez o anumită carte îmi zic ce mi-ar plăcea să vorbesc acum cu Amos.
Să-mi explice cum a fost el acolo, cum l-a luat Domnul de la oi, că zice cu bucurie la un moment dat, Dumnezeu m-a luat de la oi și m-a făcut proroc. Mă regăsesc cumva în el, pentru că eu am crescut la țară, undeva în județul Bihor, am stat la vaci, ce vă spun eu acum, parcă s-ar putea pentru unii dintre voi să sune tocmai ca o limbă străină. Și Dumnezeu m-a luat de acolo și m-a făcut predicator la un moment dat. Altă dată citesc o altă carte, Ezechiel, de exemplu, e un proroc în Vechiul Testament, Ezechiel e un proroc tare interesant. Are câteva capitole din care cu greu înțeleg eu ceva, sunt anumite fragmente pe care e cu greu să le înțelegi și mă gândesc ce aș sta de vorbă cu Ezechiel să-l întreb, ce ai vrut să zici aici? Ce-a vrut Duhul Sfânt să spună prin tine aici? Dar acum, în lista mea de priorități e Petru. Când ajung în rai, vreau să vorbesc cu Petru. Din multe motive. Pe de o parte, pentru că îmi place de el, îmi place de el că seamănă cu noi românii. De ce? Pentru că atunci când are ceva de zis, zice. A, și cu voi spanioli, că și voi sunteți, și români și spanioli, mulți dintre voi în același timp. Când are ceva de zis, el spune. Petru are foarte multe calități. Dacă vă uitați la el, e un om extraordinar. E un om care... Aflăm din Biblie că avea o afacere în domeniul pescuitului. Știu că unii dintre voi visați că atunci când veți fi mari, nu că nu sunteți deja mari, să aveți o afacere. Petru avea o afacere în domeniul pescuitului și Domnul îi spune într-o zi, lasă totul și vină după mine, te voi face pescar de oameni. Și să știți că Petru nu era un om sărac. Atunci când alege să meargă după Domnul Iisus Hristos, lasă ceva și se duce după Domnul Iisus. Și trece o vreme. Dar Petru, după o vreme, îi spune Domnul Iisus, Doamne, noi am lăsat totul, ce primim în schimb? Pentru că Petru avea un păcat, avea o problemă, avea o slăbiciune. Știți care era slăbiciunea lui? Era un om instabil, cum suntem noi câteodată. Și hai că mă pun și eu în categoria asta a tinerilor, cu toate că deja am trecut dincolo de limita aia a tinereții, dar cum suntem noi câteodată, adică, astăzi ești plin de elan, astăzi ești gata să te rogi extraordinar de mult, astăzi ești gata să participi în fiecare seară la rugăciune și la studiu biblic, iar mâine se întâmplă ceva că stai tot elanul, tot cheful, toată dorința. Voi alergați bine! Ce v-a tăiat calea să nu mai ascultați de adevăr? Când se făcea un grup de vizitat în spital, tu erai primul care să mergi acolo. Când se făcea un grup de activități, de studiu biblic, de rugăciune, tu erai primul care să ajungi acolo. Dar s-a întâmplat ceva și la un moment dat îți taie calea. E ceva care apare în viața ta și parcă nu mai ai nici dorință să te rogi și să cânți. Și acum v-am văzut, la primele cântări parcă ați cântat. Apoi au venit pe parcurs, de asta v-am și ridicat la un moment dat în picioare. Parcă tot mai slab, tot mai slab. Voi alergați bine. Ne uităm la Petru. Petru are multe lucruri bune, dar are o slăbiciune, așa cum v-am zis. Slăbiciunea lui e că e un om instabil. Da? Ne spune Biblia că Domnul Iisus se uită la el la un moment dat și spune, Petre, tu te vei lepăda de mine. Și Petru zice, Doamne, eu de tine niciodată. Dacă alții se vor lăsa de tine, eu, Simon Petru, zis pescarul, n-am să mă lepă de tine niciodată. Și au trecut doar câteva ore până când Petru se blestema zicând că nici măcar nu-l cunoaște pe Iisus. Că asta era slăbiciunea lui. Știți că istoria ne spune despre Petru și Biblia ne spune. Aseară am vorbit la un moment dat, dacă vă aduceți aminte aceia dintre voi care ați fost, am spus că apostolul Pavel îl contrează la un moment dat pe Petru, pe apostolul Petru. Da? E o întâlnire mai dură între ei. Despre momentul ăsta vorbește Biblia în epistola lui Pavel către Galateni. De ce? Pentru că avea aceeași problemă, instabilitatea. Acolo era odată cu creștinii dintre neamuri, altă dată cu creștinii evrei. Către sfârșitul vieții e un istoric creștin, Eusebiu de Cezarea, care povestește că Petru ar fi murit în anul 64 după Hristos. Eu am fost într-o vreme profesor de istoria creștinismului și mi-amintesc că atunci când am predat lecția asta despre Petru și am spus că el a fost martirizat, conform cu ceea ce spune acest istoric, de către împăratul roman Nero, unul dintre elevi care nu prea era atent la cursuri, mi-a scris în loc de Nero, mi-a scris Dero. Vă nu înțelegeți despre ce e vorba, ăștia care sunteți din România, înțeleg mai bine, vreo 4-5 ori prins despre ce e vorba. Acum, vreau să vă spun ceva. Toată viața omul acesta luptă cu păcatul instabilității. Eusebiu de Cezarea povestește că
Omul acesta, la sfârșitul vieții, era la Roma când împăratul roman a început o persecuție împotriva creștinilor, era dat să fugă din Roma. Pe drumul pe care fugea, l-a văzut pe Iisus Hristos venind din sens invers. Domnul se îndrepta spre Roma plângând și l-ar fi întrebat: Mântuitorule, unde te duci și de ce plângi? Și el i-ar fi răspuns: mă duc să fiu răstignit pentru tine a doua oară la Roma. Mustrat în cugetul lui, se întoarce, este condamnat la moarte, nu orice fel de moarte, moarte prin crucificare, și ultima lui dorință ar fi fost aceea de a fi răstignit cu capul în jos, pentru că a spus: nu sunt vrednic să mor așa cum a murit Iisus Hristos, pentru că am fost un om slab cu slăbiciunile mele. Și acum vreau să vă întreb ceva. Care e slăbiciunea voastră? Nu zic cu voce tare. Orice om care trăiește în lumea aceasta are un punct în viața lui vulnerabil. Un punct pe care fie îl moștenești, fie l-ai dobândit pe parcurs. Un loc în care diavolul știe că dacă vine și te ispitește, e mai ușor să cazi. E o povestire adevărată care spune că odată un profesor universitar a stat de vorbă cu studenții lui la teologie. Toți ăștia trebuiau să devină pastori. Și a făcut cu ei un exercițiu de sinceritate. Și i-a întrebat pe fiecare în parte: care e slăbiciunea voastră? Unul o recunoscut, fiecare cât a putut după cum l-a lăsat conștiința. Numai unul s-a ridicat în picioare și a zis: vă rog frumos să rețineți, eu n-am niciun păcat. N-am nicio slăbiciune. Moment în care profesorul i-a zis: stai jos, știm că la tine problema e minciuna. Pentru că orice om din lumea asta are un punct măcar în viața lui în care este mai ușor vulnerabil, mai slab. Și acum s-ar putea să fii în această seară aici, după o perioadă în viața ta în care ai căzut în locul acela. După o perioadă în viața ta în care ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai zis: Doamne Dumnezeule, vreau să mă botez în apă. Te-ai hotărât să te botezi, te-ai botezat în apă, ai fost plin de elan o vreme și după aceea ți-a pierit elanul. Poate ai participat la stăruință, ai fost botezat cu Duhul Sfânt. O lună, două luni de zile ai fost plin de putere. Adu-ți aminte cum te rugai, cum cântai, cât elan, câte lacrimi, câte bucurii. Și astăzi, voi alergați bine. Oameni buni, uitați-vă încoace. Voi alergați bine. Ce v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Există probabil în viața ta un punct vulnerabil, un loc slab în dreptul căruia diavolul a venit și te-a ispitit de mai multe ori, ai căzut și în această seară probabil te simți la pământ. Îmi place atât de mult ce spune profetul Mica la un moment dat într-unul dintre fragmente, zice așa: nu te bucura de mine, vrăjmașă, chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși, chiar dacă astăzi sunt în întuneric, totuși Domnul rămâne lumina mea. Ați vrea în seara asta, dragi tineri, să puteți să-i spuneți asta lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, chiar dacă în această seară mă simt la pământ, știu că mă voi scula iarăși. Și chiar dacă în această seară sunt în întunericul păcatului, Doamne, Tu rămâi lumina mea și știu că mă vei ridica și știu că mă vei ierta și știu că mă vei elibera și știu că mă vei transforma. Suntem gata să-i spunem asta lui Dumnezeu? Amin. Mai zic o dată, amin. Nu se termină predica. Știu că unii când i-am văzut pe câțiva au zis amin, să terminăm. Nu s-o terminăm, oameni buni, nu am început, suntem la introducere. De fapt, scuzați-mă, a fost introducerea introducerii. Haideți să vă dau definiția, ca la școală. Nu știu cum e la voi în Spania la școală, dar eu am fost o vreme profesor și de obicei când mergeai la oră era un fel de definiție a noțiunilor. Astăzi vorbim despre dependențe. Și am să vă spun că păcatul care creează dependență este numit de Biblie în Cartea Evrei, vă las pe voi să găsiți versetul, păcatul care înfășoară atât de lezne. Știți asta? Dacă știți, dați din cap. Da? Dacă nu puteți zice amin, măcar să dați din cap. Păcatul care mă înfășoară atât de lezne, adică pune stăpânire pe tine atât de ușor. Psihologul, e un psiholog creștin, nu mai dăm numele, definește păcatul care creează dependență în felul acesta, în felul următor. E păcatul care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, iar mai apoi pune stăpânire pe gândire și pe viață. Voi mai zice odată, e păcatul care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, iar apoi pune stăpânire pe gândire și pe viață. Și acum vreau să specific un lucru foarte clar. Sunt lucruri care în ele însele nu sunt neapărat păcătoase. Adică nu scrie în Biblie despre anumite lucruri, dar care devin păcat
prin faptul că pun stăpânire pe viața ta. Lucrurile nu sunt în ele însele păcătoase. Ca de exemplu acest microfon, nu? E important ce spui de la microfon. An de zile s-a predicat în bisericile noastre sau s-a vorbit, mai degrabă în anumite biserici, împotriva televizorului. Uite acum, acolo. Noi nu suntem împotriva lucrurilor. Important e cum îl folosești, lucrul ăla. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile am invitat un tânăr să vină la biserică, un tânăr foarte, foarte inteligent, care îmi zicea că o să vină la biserică. Mi-a făcut programare că va veni la biserică și când l-am sunat cu o săptămână, de fapt, înainte, zic, vii? Zice, sigur că vin, numai că acum spun un joc, nu știu ce joc avea, da. Zic, măi, un joc fără violență, fără senzualitate. Zice, de strategie, îți dezvoltă gândirea. Știți voi, cum aveți voi din astea, textele astea. Și peste o săptămână, sâmbătă seara, a doua zi program de biserică, îl sun, vii la biserică. Ai, frate, zice, am ajuns la level nu știu cât. Nu știu la ce nivel. Păi nu știu dacă pot ajunge mâine. Fiți foarte atenți. Toate lucrurile sunt îngăduite. Nu toate sunt de folos, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine. Eu vă întreb ceva. Știți care e prima întrebare pe care mi-o adresează tinerii atunci când se organizează o tabără undeva? Frate, zice, avem net. Este net acolo. Dar zic, cum ar fi să postești de net o săptămână? Nu zic o zi. N-am auzit niciun amin. O săptămână. O săptămână în care să nu mai stai să te uiți, mi-o da like sau nu mi-o da like? Sau ador, sau cum se zice pe Instagram, sunt total în afară, vă rog frumos, dacă spun o chestie ciudată, lăsați-o așa. Toate lucrurile sunt îngăduite. Noi nu promovăm aici o formă de credință fanatică, fără niciun fel de argument rațional. Nu spun că pe net nu poți să găsești predici, pentru că știu că prima reacție de apărare, frate, dar eu stau pe Facebook, zice, dar predici. Da. Nu spun că nu poți învăța lucruri pentru școală, nu spun că nu te poți educa, nu spun că nu poți să scrii o lucrare la școală folosind internetul, dar fiți atenți. Lucruri care nu sunt neapărat în ele însele păcătoase, că Biblia nu vorbește explicit despre asta, ele pot deveni păcătoase prin faptul că pun stăpânire pe tine. Adică nu ai liniște și pace dacă omul acela care contează atât de mult pentru tine nu ți-a dat like la poza aia pe care ai postat-o și când ai pus poza pe net, sunt tot felul de studii făcute, nu vreau acum să invoc, nu cred că e cazul nici momentul în care să invoc treaba asta, sunt tot felul de studii făcute despre reacțiile chimice care se declanșează la nivelul creierului în momentul în care primim like. E ceva fenomenal. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe voi. Ca pastor am fost de-a dreptul îngrozit și sunt îngrozit de nivelul de dependență a generației de astăzi de pornografia care ține de online. Un studiu care a fost făcut în orașul Oradea, în rândul elevilor din Oradea, în urmă cu câțiva ani, de cineva care a scris o lucrare de doctorat pe tema asta, în studiul acesta, din acest studiu, reiese faptul că 93%, mi se pare, dintre tinerii care au participat voluntar la el, au recunoscut că, într-un fel sau altul, au de-a face cu problema asta. 93% au recunoscut. Stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment și pune stăpânire pe gândirea ta și pe viața ta și îți ruinează viața. Poate alții sunt dependenți de bârfă. Da, sunt și oameni dependenți de bârfă. Dacă nu vorbesc pe cineva de rău într-o zi, parcă nu sănătoși. Mi-amintesc că la noi în sat unde am crescut, ce vă povestesc eu acum pentru voi e science fiction. Da? Când se punea un semn de circulație la marginea drumului, știți semnul ăla de circulație care se pune la marginea drumului. Era unul la noi în tot satul, pe tot drumul era unul cu reducerea vitezei 30 de km la oră, era o curbă chiar înainte de casa bunicilor. Cum îl puneau ăia de la drumuri și poduri, era un vecin de-a meu care îl lua și îl fura.
Orice semn. Era spaima semnelor de circulație. Nu făcea nimic cu ele. Le punea în spatele casei. Avea acolo o grămadă de semne de circulație. Reducerea vitezei 30 de km la oră ținea găinile acolo. Cred că erau hiperactive. L-am întrebat odată de ce le-a luat. Argumentul lui a fost fabulos. A zis, păi dacă nu luam, eu lua altul înaintea mea. Apropo de bârfă, mi s-a întâmplat în urmă cu ani de zile ca cineva să mă vorbească de rău. Încă în vremea aia nu era netul. Era netul, dar la nivelul ăla foarte basic, de bază, în care predicile doar erau audio mai mult decât video. Și oamenii nu mă știau după înfățișare decât mai puțin. Eu am slujit într-o biserică mare din Oradea. Mă știau după față, după înfățișare, cei de acolo. Ceilalți nu. Mi s-a întâmplat odată să fiu la dentist și unul stând lângă mine mă vorbea pe mine de rău, către mine. Și asta a fost fabulos. Oricum la dentist, știți voi cum e la dentist, în holul acela, în starea aia de penumbră, nu stai cu bucurie, nu știu cum mergeți voi la dentist, dar nu-i multă bucurie. Și stăteam acolo la dentist, se pune ăla lângă mine și după freză mi-am dat seama că e pocăit. Ne-am uitat unul la altul și îmi zice, vorbind despre una, despre alta, a, zice, un predicator, la ce biserică ești, la Betel? Ai unul acolo, bă, eu știu, am copilărit împreună, mă uitam la el. Și zic, cum îl cheamă? Zice, unul Adi Mocan. O uit la el, am vrut să văd dacă e serios sau... Mă întreabă pe mine, ce părere ai despre el? Zic... Așa și așa. Am stat puțin, am făcut puțină pauză, zic așa și așa, mai ales că îl văd în fiecare dimineață că mă uit în oglindă. Omul nu s-a prins din prima, avea procesorul mai slab, 286 din ăla. Când s-a prins că eu eram, o plecat, nu l-am mai văzut niciodată, nu știu, s-a fi mutat prin Spania, dacă e aici, te salut cu drag. Unii-s dependenți de... fel și fel de lucruri. Dar întrebarea este următoarea. Putem scăpa? Putem fi liberi? Vă întreb, putem fi liberi? Știu că unii dintre noi avem mentalitatea asta de înfrânt. Chiar cât, oricât de spaniol vă dați voi, tot români sunteți. Și avem mentalitatea asta de înfrânt. Nu voi putea niciodată în lumea în care eu trăiesc. Atâția tineri vin și spun, frate, dar tentațiile sunt atât de mari, n-am cum să biruiesc. Și de fiecare dată vii, te mai predai odată. Oameni buni, dacă s-ar fi pocăit toți oamenii pe care eu i-am văzut predându-se de când sunt evanghelist, cred că nu mai erau nepocăiți în România. Sunt oameni care de fiecare dată se predau. Mai vine un evanghelist, te-ai mai predat odată, ai mai plâns odată, e foarte bine. Și la sfârșitul acestui mesaj, dacă Dumnezeu va îngădui, vreau să fac o rugăciune de eliberare împreună cu voi și pentru voi, cu ceilalți slujitori. Dar vreau să vă spun ceva, oameni dragi, mentalitatea noastră nu trebuie să fie una de înfrânt. Dacă ai căzut odată, nu înseamnă că ești predestinat să cazi și altă dată. Nu înseamnă că dacă ai un punct slab în viața ta, întotdeauna diavolul va reuși să profite de slăbiciunea ta. Hristos Domnul poate să-ți aducă biruința, Hristos în noi, nădejdea slavei. Șansa de a birui este prezența Duhului Sfânt în noi. Biblia spune în Galateni, în capitolul 5, că toată moralitatea noastră este roada Duhului Sfânt. Bucurie, pace, până la înfrânarea poftelor. Pentru că unii spun, domnule, nu pot nici cum să pun stăpânire pe poftele mele. Oameni buni, ascultați-mă bine, toate aceste lucruri în viața noastră nu sunt rodul efortului nostru. Că mi-au auzit pe unii predicatori sfătuindu-i pe tineri, faceți sport, alergați, faceți nu știu ce. Măi, oameni buni, ascultați-mă în felul următor. Nu voi, prin rodul efortului vostru, veți reuși să fiți stăpâni pe viața voastră. Singura mea șansă și singura ta șansă e ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să lucreze în tine. Da, înfrânarea poftelor este roada Duhului. Da, bucuria, acum că nu te poți bucura, este roada Duhului în tine. Da, pacea, acum că nu ai nicio pace și liniște, este roada sau lucrarea Duhului Sfânt în tine. Și chiar în seara asta, Duhul Sfânt poate lucra.
O, slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este prezent în locul acesta. Fii gata să-i spui lui Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, și vă mărturisesc, rugăciunea mea în seara aceasta este: Doamne Dumnezeule, fă ce ai făcut atunci când Mântuitorul Iisus a ieșit din apa Iordanului, deschide cerul la rocheta și lasă să coboare Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare viață, peste fiecare suflet. Și vreau să vă reamintesc vouă, celor care vă numiți creștini, tu, trupul tău, este un templu al Duhului Sfânt. Tu ești o biserică. Știu că biserica asta e faină, dar tu ești o biserică și mai faină. Trupul tău este o biserică. Tu ești un templu creat de mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Duhul Sfânt vrea să locuiască în tine și Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți poate da putere în această seară să biruiești orice slăbiciune din viața ta. Nu înseamnă că dacă ai un punct slab în viața ta, de fiecare dată când diavolul va veni și te va tenta, tu ești o victimă sigură. Nu, nu vă formați mentalitatea asta de victimă. Știu că avem în societatea în care noi trăim mentalitatea asta unii dintre noi de victimă. Oricât de slab ai fi, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți dă putere să biruiești. Slăvit să fie Domnul! Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! Și măcar pentru entuziasmul cu care v-am vorbit, ar fi trebuit să ziceți și voi un amin mai hotărât. Slăvit să fie Domnul! Că suntem numai la punctul 1. Da? N-ați mai zis amin. Punctul 1. Înțelege că păcatul are urmări. Amin. Știu că nu vă vine să credeți. Dar știți ce spune Biblia? Plata păcatului este moartea. Și acum vă întreb, dar rămâne între noi, ați păcătuit în ultima vreme? Și cum de sunteți în viață? Așa mi-a zis un tânăr, zice, frate Adi, plata păcatului e moartea, dar, zice, eu săptămâna asta am mințit, numărat, zice, ca să nu mai mint odată, nu mai zic de câte ori. Cum de sănătos? Cum de nu mi se întâmplă nimic? Și am zis eu, cum crezi tu că nu ți se întâmplă nimic? Ți se întâmplă, dar nu vezi. Nu vezi. Pentru că noi credem că dacă nu vedem urmările, ele nu există. Dar ele există chiar dacă nu sunt văzute de ochii aceștia. Mă înțelegeți ce vă spun? E ca atunci când un om fumează o țigară și zice, bă, pe pachetul de țigări scrie tutunul dăunează grav sănătății. Eu am fumat o țigară și văd că n-am nimic. Mai fumat una și încă una. Și după 18 ani se duce la doctor și doctorul îi spune, fumați cumva că am observat că sunteți grav bolnav, aveți cancer la plămâni. Și el zice, nu se poate, domne. Doar eu fumez de 18 ani, țigară după țigară, n-am pățit nimic. Acum după 18 ani vii și îmi spui. Fix așa stau lucrurile cu păcatul. Tu păcătuiești odată, intri pe net unde n-ar trebui să intri, faci un lucru despre care știi că e păcătos, în primă fază, dacă ești pocăit, te mustră conștiința. Prima dată te mustră cel mai tare, simți cumva că ar trebui să se deschidă pământul, plângi înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, milă de mine. Poate se întâmplă că ai mai păcătuit odată și vezi că nu ți se întâmplă nimic și cumva diavolul reușește să lucreze la nivelul minții tale și să-ți aducă ideea asta, mă, tu poți păcătui cât vrei că nu ți se întâmplă nimic. E adevărat că pastorul tău la biserică spune că plata păcatului e moartea, dar tu ai trăit pe pielea ta în fiecare zi, ai conștientizat, mă, eu am păcătuit și n-am pățit nimic. Știți cum stau lucrurile în privința asta? Când eram copil, mi-aduc aminte că bunicul meu era un pentecostal autentic, din ăsta așa, cu foarte mult elan și cu o voce extraordinară și îmi spunea, Adi, fii atent, plata păcatului e moartea. Și mie și la frații mei, nu cumva să vă prind că faceți ceva. La un moment dat, mi-a zis, nu cumva să vă prind că vă duceți la cireșul vecinilor. În momentul când mi-a zis asta, am zis, mă, dar ce idee bună ne-o dat. Noi aveam 5 cireși, dar ăla părea mai interesant. M-am dus cu Călin, care între timp și el a ajuns pastor, și pe Călin l-am pus să stea să se uite la cer. Mi-amintesc cum stătea Călin în ziua aia, l-a uitat la cer. Era un cer cum e la voi în Spania, albastru, total, niștit, nici măcar o pată de nori pe cer. I-am zis, uită-te bine, pentru că la noi în sat era ideea asta, dacă păcătuiești, s-ar putea să te trăznească. Și am zis, nu cumva... Și el se uita așa, nu lui niciodată.
Călin stătea și se uita așa și eu mă apropiam de prima cireașă în reluare, să zice în engleză, în slow motion, știți voi, încetul cu încetul, încetul cu încetul, încetul. M-am apropiat de prima cireașă. I-am zis, Căline, cum stă treaba? El și acum parcă-l văd. Stai liniștit, cred că zice, săptămâna asta nu ploaie. M-am apropiat de prima cireașă, am luat-o. Am mâncat-o, amestecat-o, nu vă spun, nu cumva să rămână în gât. Mă neg cu cireașa, apoi iar rămân în istoria satului. Să nu faceți ca amestecat-o. Am văzut că mi se întâmplă nimic. La a doua m-am mișcat mai repede. Deja avea mâna formată, nu l-am mai întrebat pe fratele meu. La treia și mai repede. La patra n-am mai întrebat nimic, la cincea m-am urcat în cireș, la șasea era și fratele meu acolo, peste jumătate de ceas a venit vecinul cu câinii, de astea altă poveste. Cam așa stau lucrurile cu păcatul. Fur odată, înșeli odată, îți minți părinții odată, faci un lucru despre care știi că e greșit odată, și în primă instanță poate te mustră conștiința. Prima dată. Te pocăiești, plângi. Dar după aia vezi că nu ți se întâmplă nimic. Și ai iluzia asta că nu ți se va întâmpla niciodată nimic. Te înșeli amarnic. M-auzi? Păcatul are urmări. Pentru că atunci când ai căzut mereu și mereu în același păcat, sunt cel puțin trei urmări. Și o să vi le spun prima urmare când ai căzut în același păcat. Mereu și mereu. Mai întâi, apare negarea, apoi apare obsesia și în al treilea rând apare moartea conștientă. Nu știu dacă am spus destul de clar. Mai întâi negarea, adică, știți care e prima minciună a diavolului? Te poți lăsa oricând. Sau mă, ce mare lucru? Sau vei găsi o grămadă de justificări. Exista în Roma, în biserica din Roma, în vremea apostolului Pavel, o categorie de oameni, țineți-vă bine, care păcătuiau ca să se mulțească harul. Care îi transmit apostolului Pavel, noi păcătuim, e adevărat, Pavel, dar voi ar trebui să ne mulțumiți nouă, că noi prin păcatele noastre facem să se mulțească harul lui Dumnezeu în univers. Și vine apostolul Pavel și îmi spune, mă, dar de unde ați avut nebunia asta voi? De unde v-a venit ideea asta greșită? Ce o să facem acum, zice? O să păcătuim ca să se mulțească harul. Asta, de fapt, este prima formă a oricărei dependențe, negarea. Orice om este stăpânit de orice. Știți care e prima lui reacție? Mă, tu ești dependent de Facebook. Nu, eu mă pot lăsa oricând. Mă, tu ești dependent de jocurile pe calculator. Vai, eu frate, eu mă pot lăsa oricând. Dar nu vreau acum. Negarea. Suntem câteodată ca și niște copii. Ca niște copii. Mi-amintesc că am fost câteodată într-o familie și era un copilaș foarte simpatic, prietenul meu, un om înalt. Și copilul a umblat la borcanul cu smântână din frigider. Adică amprentele lui erau acolo. Și când a venit taică-s-o și a văzut că borcanul cu smântână, în borcanul cu smântână erau niște amprente clare. Mânuțele copilului, o mânuță, foarte clar, zice... Băiatul era deja cu mâinile așa. Și zice, se uită la băiatul lui, băiatul aici, el mare, se uită fiule, zice, nu știi cumva cine a umplat la borcanul cu smântână din frigider? Știți ce a făcut copilul? Fix cum faceți voi, eu, cum facem noi oamenii câteodată cu Dumnezeu. S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, a dus mâinile, dar încet, nu s-a grăbit. Și-a luat tot timpul. Și-a dus mâinile la spate și zice, tati, habar n-am. Asta e negarea. Dar negarea asta pe față. Tu ești în această zi aici, știți ce spune diavolul? Dumnezeu prin Duhul Sfânt ți-a vorbit până în clipa asta. Și tu știi că ai în viața ta o slăbiciune care a pus stăpânire pe viața ta. Dar diavolul spune, tu nu ești în categoria asta. Tu nu ești încă legat. De ce? Pentru că tu te poți lăsa oricând. Serios? Dar tu încă nu vrei, tu încă ești tânăr. Tu mai ai vreme, lasă că la bătrânețe cândva... Pentru că întotdeauna prima minciună, când diavolul pune stăpânire pe viața unui om, prima minciună pe care diavolul ți-o transmite e că te poți lăsa când vrei tu, negarea.
Și s-ar putea că în această zi să fie aici și știți cât de dureros e pentru un predicator să știe viața unui om, să-l vezi pe om că ascultă cuvântul, să spui, e cuvântul ăsta din partea Duhului Sfânt exact pentru acest om. Și omul să stea și la final să spună, bă, dar bine ai predicat. Ai predicat pentru ăla, ai predicat pentru ăla, mai puțin pentru mine. Pentru că atunci când diavolul reușește să-ți adoarmă conștiința, orice ți-ar spune tata și mama și orice predică ai auzi și oricât de tare ar vorbi predicatorul, ea nu-ți va ajunge la conștiință. Ba mai mult, zice la un moment dat Apostolul Pavel, vorbind despre cei care au sufletul mort, spune, pentru cei care sunt lumești, lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie și nu le pot înțelege. Și de câte ori nu ți se întâmplă, și de câte ori nu mi se întâmplă asta, și de câte ori unor părinți nu li se întâmplă asta, să încerce să explice unui copil sau unui om drag, mă, dar nu-i bine că faci asta, mă, nu-i bine că fumezi, nu-i bine că stai toată ziua la calculator, nu-i bine că ai ajuns să fii stăpânit de lucrul ăsta. Și parcă cuvântul rostit trece pe lângă omul ăsta fără să-l atingă deloc. Și te întreb, de ce nu poți să cânți? De ce vii la biserică și nu te poți ruga? De ce trebuie la tineret păstorul să spună încă o dată, mă, hai, mai ziceți un amin. Voi alergați bine, dar ceva v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr. Iar îndemnul mesajului din această zi este, nu vă plecați iară sub jugul robiei. Pentru că ăsta este jugul robiei. Păcatul care stimulează simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, iar mai apoi pune stăpânire pe gândirea ta și implicit pe viața ta. Negarea. Doi este obsesia. Obsesia. Și acum, să nu zic că cineva ne-a făcut, fratele, o zis că dacă ești legat de un anumit păcat, devii obsedat. Da? Asta e. Obsedat. Știți ce obsesia? E tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe, și vorbesc așa, și prin dorința irezistibilă de a face un lucru. Adică, hai să vă povestesc altfel. Mi-aduc aminte că eram la examen la școala de șoferi. Eu l-am dat așa, mai bătrân, școala de șoferi, dar l-am luat. Vreau să consemnați, din prima. Iar fratele meu l-a luat, nu zic de câte ori o dată, că se uită la predicele mele. Am un meș personal cu el, de asta zic. Și mi-aduc aminte că eram la examenul la școala de șoferi. Acum, în România, habar n-am cum e aici, dar voi sunteți mai automatizați 100%. Îi pe calculator, așa e și aici, nu? Ăla teoretic, nu? Ăla de condus nu-i pe calculator. Cu toate că unii și-ar dori. Cred că ați fi campion mondial. Băieții. Și îi ecranul, cu atinsul ecran, touchscreen, știți voi. Și eram acolo, s-o strica calculatoarele, nu știu ce s-a întâmplat, softul. S-a întâmplat ceva, s-a oprit examenul, erau polițiști care ne supraveghea și lângă mine un băiat care nu mai putea aștepta. Am stat vreo 10 minute, 20 de minute și ăla zice, eu trebuie să fumez. Eu dacă nu fumez, eu simt că mor. Îi zice la polițist, vă rog frumos să mă lăsați să ies afară. Nu, domnule, ați intrat în sala de examen, dacă ați ieșit afară din examen, trebuie să plătiți încă o dată examenul, mai trebuie să treacă nu știu cât timp, o lună, două luni, nu știu cât timp, să dați examenul. Nu se poate. Ăla era terminat. Încă 10 minute, după 10 minute, fie ce-o fi, zice, eu ies afară. Când o ieșit de la afară, cum s-o porni softul? Ca Iona, cum l-au aruncat în mare, s-o liniști marea. Cum a ieșit omul afară, cum softul a pornit, noi am dat examen, am trecut rapid. Când am ieșit afară, nu, că am ieșit rapid afară, că am primit exact singurul chestionar pe care îl învățasem și... Cum am ieșit afară, îl întâlnesc pe omul ăla. Deci omul ăla stătea și fuma, am trecut pe lângă el, parcă eram transparent, nici nu m-a văzut, l-am salutat, stătea și se uita așa pierdut, cu privirea pierdută a omului care vine din nicăieri, zice Petre Țuțea, un filozof creștin român, zice, omul fără Dumnezeu este un animal vertebrat și vorbitor care vine de nicăieri, se îndreaptă înspre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Fix asta, nu știu dacă să înțelegi ceva din treaba asta, nici eu nu înțeleg perfect, fix asta părea, să stea așa cu privirea aia pierdută pe care o văd câteodată și în biserică, știi? O vezi la câte unul, te uiți așa, clar nu se uită la tine. Am mai văzut-o și la vreo 3-4 astăzi, nu la mulți așa. Privirea aia pierdută. Nu-i mai păsa de nimic altceva. Căzuse examenul, mai urmau vreo 2 luni de zile când putea să dea din nou examenul, o mai dat o grămadă de bani, o mai trebuie să repete o parte din școala de șoferi. Dar domnule, s-o duc și-o fumat. Asta înseamnă obsesie. E tulburarea voinței care se manifestă prin idei fixe.
și dorința irezistibilă de a face un anumit lucru. Acolo vrea diavolul să te ducă. Să nu mai poți fi fericit fără lucrul ăla, fără slăbiciunea aceea din viața ta. Singura ta bucurie să fie asta. A treia consecință este cea mai dureroasă dintre toate și s-ar putea, pentru cei care cunosc mai bine Scriptura, știți că Biblia vorbește în Evrei, în capitolul 6, despre o categorie de oameni care sunt atât de împietriți, și acum vreau să fiți foarte atenți, nu că Dumnezeu nu te mai poate ierta, că sunt unii predicatori care vin și spun, dacă ai făcut păcatul ăla, Dumnezeu nu te mai poate ierta, nu. Poți să ajungi atât de împietrit încât să nu mai vrei tu să te pocăiești. Mă auziți? Înșelăciunea păcatului, spune Biblia, aduce împietrire. Punct. Nu că nu te mai poate ierta Dumnezeu. Capacitatea lui Dumnezeu de a ierta este infinită, adică fără margini, că Dumnezeul nostru este fără margini, numai că vreau să vă avertizez, capacitatea noastră de a ne întoarce la Dumnezeu și de a ne păstra sufletul sensibil este limitată. Tocmai de aceea am ajuns la concluzia ca predicator că e mai greu să se pocăiască pocăiții. Ăia care au ascultat o grămadă de predici, care au crescut în biserică și care deja sunt obișnuiți și cu rugăciunea și cu îndemnul și absolut cu orice, nu-i mai mișcă nimic. Fiți foarte atenți. Când lași ca diavolul să pună stăpânire pe viața ta, de aceea vreau să vă avertizez, predica din această seară este un avertisment serios pentru voi, dragi tineri. Nu vă jucați cu păcăiții. Pentru că diavolul vrea să te ducă în punctul în care nu că Dumnezeu nu te mai poate ierta, vreau să spun încă o dată, oricât de jos ai fi căzut, mâna lui Dumnezeu poate ajunge până în prăpastia păcatului și te poate ridica și te poate elibera. Numai că atunci când te joci cu păcatul, înșelăciunea păcatului te împietrește. Nu că Dumnezeu nu te mai poate ierta, nu mai vrei tu să te pocăiești. Știți de câte ori nu am văzut asta? E extraordinar de câte ori. Să vezi pe oameni, a, și ce frate, mare lucru, ce contează? Dar ce e asta, e păcat? Și așa de dureros. Și acum o să mă întrebați, bun, care e soluția? Păcatul are urmări, negare, obsesie, moarte conștientă. Dar înțelege că păcatul are și soluții de ridicare. Prima, îndepărtează-te rapid de sursa răului din viața ta. Amin. Mai zic o dată. Amin. Dacă stau ce mai aproape, ziceți amin. Mai zic o dată. Amin. Și ce zice Biblia? Feriți-vă de tot ce se pare rău. Nu ce vi se pare, tot ce se pare rău. Și fiți foarte atenți. Noi zicem așa, vedem noi. Nu știu câți dintre voi ați fost vreodată la muncă agricolă, dar aici e mult în agricultură. Vă întreb câți ați fost, nu vă întreb. Cu sapa, știți ce înseamnă sapă? Da? Când eram la țară în România, dădeai cu sapa, tăiai o buruiană. Dacă ai tăiat buruiana cu sapa, dacă nu i-ai scos rădăcina, în câteva zile buruiana e înapoi acolo. Fix așa se întâmplă cu păcatul. Dacă rădăcina rămâne mai departe acolo, sursa răului, întreabă-te, mă, cum am ajuns eu aici? Știți ce zice Biblia de sursa răului? Fiți atenți, zice Biblia o chestie extraordinară. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să păcătuiești, ce să faci? Tai-o. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, leapă-l de la tine, mai bine să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Acum mă uit la voi, sunteți întregi, frumoși. Ce vrea să spună Biblia aici? În niciun caz nu se referă la automutilare, să ne ferească Dumnezeu de chestia asta. Nu la asta se referă. Știți la ce se referă? În Matei 18, că acolo îi deschideți voi Biblia când ajungeți acasă, veți vedea că atunci când Domnul Iisus vorbește despre asta, vorbește despre pricina de păcătuire și despre relații. Adică zice așa, dacă există în anturajul tău, dragul meu tânăr, un prieten, o prietenă care te duce la rău, taie relația asta. O, dar iubesc, e lumina ochilor mei. Când îl văd, simt că nu mai am aer. Asta e COVID, în paranteză fie spus. Îndepărtează-te rapid de sursa răului.
Da, dacă sursa răului sunt prietenii ăia care te duc tot timpul, mă, hai să mergem acolo, hai să facem chestia aia nasoală, hai să fumăm, hai să facem nu știu ce. Biblia spune, dar chiar dacă e lumina ochilor tăi, chiar dacă zici, bă, ăsta e mâna mea cea dreaptă, știți că, nu știu dacă în spaniolă este expresia asta, în limba română zici, bă, ăsta e mâna mea cea dreaptă, ăsta e prietenul meu cel mai bun. Chiar dacă e prietenul tău cel mai bun, ascultă-mă bine ce spune Dumnezeu, zice, mai bine taie relația asta toxică, pentru că te va duce la moarte. De aceea îndepărtează-te rapid de sursa răului. Vezi care e sursa răului? Mă, prietenii sursa răului, ăia care tot timpul spun, hai fumează, hai și tu la club, hai fă chestia asta nasoală, îndepărtează-te de sursa răului. Dacă netul e sursa răului, lasă-te de telefonul ăla șmecher pe care l-ai primit de la altăi și ia unul din ăla mai nasol. Dacă sursa răului e orice altceva în viața ta, spune Biblia, îndepărtează-te rapid. Și vreau să vă avertizez, pentru că dacă nu o faceți rapid, mâine s-ar putea să vă oprească Dumnezeu. Poți să ajungi în situația în care să treci din lumea asta la 21, 22, 23 de ani. Biserica Lumina, pe care o păstoresc în orașul Oradea, a trecut printr-o tragedie în urmă cu puțină vreme. Liderul nostru de închinare, care este sucevean, și nu vorbesc la trecut despre el, pentru că noi credem că cei morți sunt împărăția lui Dumnezeu, sunt în veșnicie cu Domnul, cei care au trăit în Hristos. Și Nati, părinții lui sunt din Suceava, s-a dus la Suceava, duminică dimineața trebuia să ajungă la biserică, pe drum a avut un accident, a dormit la volan și a trecut. Poți muri la 21 de ani, la 22 de ani, la 23. Știu că voi când vă gândiți la moarte, moarte e pentru bătrâni, pentru voi, pentru cei mai mulți dintre voi, și dacă mă uit aici, aproape pentru toți, moarte e o chestie departe de voi. Dar vreau să vă avertizez, dacă nu vă opriți din păcatul vostru astăzi, mâine s-ar putea să vă oprească Dumnezeu. Îndepărtează-te rapid, rapid. Nu există, dar mâine, cu cât vei amâna, cu atâta va fi mai greu. Punctul 2. Înlocuiește răul. Îndepărtează-te de el. 2. Înlocuiește răul cu ce? Cu o relație personală cu Iisus Hristos. Și uite, acum chiar vin lângă voi, vă întreb, ai o relație personală cu Iisus Hristos? Dar ce înseamnă asta? Că e așa de banal, că am auzit-o de 100.000 de ori. Știi ce înseamnă să ai o relație personală cu Iisus Hristos? Prin credință să spui și să accepți că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale. Ăsta e adevărul fundamental al Evangheliei. Vestea bună că prin moartea lui Hristos tu ai primit viață. Și apoi, în virtutea meritelor pe care le-ai primit, neprihănirii, îndreptățirii pe care ai primit-o de la Dumnezeu, pe baza credinței tale în ceea ce a făcut Iisus Hristos, să ai libertatea și dreptul să comunici cu Dumnezeu. Da, să comunici cu Dumnezeu. La nivelul minții tale să vorbești cu Dumnezeu. Când ești pe stradă, vorbești cu Dumnezeu. Când ești la școală și trebuie să răspunzi la examen, să vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu să spună data viitoare să înveți, să n-aștepți să vină vreun înger cu răspunsurile, că nu există așa ceva, dacă nu înveți. Să vorbești cu Dumnezeu și să vorbești normal cu Dumnezeu. Și iertați-mă, e de foarte multe ori noi am transformat vorbitul ăsta cu Dumnezeu. Știți că noi de fapt în rugăciunile noastre purtăm pământ în cer când ar trebui să coboare cerul pe pământ. Și știți cum zice Domnul Iisus când vorbiți cu Dumnezeu, cum se spune? Tăticul nostru din cerul, Tatăl nostru din cerul. Cuvântul folosit acolo e Abba, e un diminutiv. Tăticul nostru din cerul. Vorbește cu Dumnezeu cum vorbești cu tata. Eu mă gândesc câteodată dacă aș vorbi cu tata cum vorbesc cu Dumnezeu. Dacă el zice, tu tată care ai făcut casa asta în anul 1994, pe strada principală în localitatea Sfânt Andrei, județul Bihor, tu care, cred că tata s-ar uita la mine și ar zice că am temperatură. Vorbiți normal cu Dumnezeu. Nu bolborosi, zice Domnul Iisus, aceleași vorbe. Aceleași, câteodată. Câteodată zici, mă, ăsta deja îl știu. Nu e așa, recunoașteți voi, că voi știți, voi tinerii de obicei le prindeți astea rapid. Deja îi știi, mă, pe fratele, zice, Florea, îl știu după rugăciune, pe fratele Gheorghe, îl știu după cum zice, nu știu ce. Vorbiți normal cu Dumnezeu.
E cea mai mare bucurie a mea. Fiecare dimineață când mă trezesc, prima bucurie. Nu știu că de obicei tentația cea mai mare, și eu lupt cu ea, vă recunosc, îi să pun mâna pe telefon să văd ce mesaj am primit. M-am educat în ultima vreme și am zis așa, nu se poate, îmi pun telefonul undeva să nu fie lângă mine, că dacă pun mâna pe telefon, s-a terminat, m-a băgat pe fly mode, în loc să-l bag eu pe el pe fly mode, mă bagă el pe mine, adică cu capul în nori, la asta mă refer. Și atunci ce fac? În momentul ăla, pun telefonul undeva departe, primul lucru dimineața, în prima fază asta a fost, că căutam telefonul, s-a dus telefonul și atunci primul meu gând, mă trezesc și primul meu gând se îndreaptă înspre Dumnezeu și spun, Doamne, ce mare minune când dimineața asta Tu mi-ai dat viață și sănătate și îți mulțumesc, văd că îmi pot mișca mâinile, văd că pot încă să suflu, îți mulțumesc că mi-ai dat încă o zi în care să mă apropiu de Tine, încă o zi în care să Te cunosc mai bine, încă o zi în care să mă pocăiesc mai mult, încă o zi în care să mă pregătesc mai mult pentru veșnicie. Și vorbesc cu Dumnezeu, natural, la nivelul minții, poate că m-o enerva careva. Și haideți să vă zic o chestie, ba mai mult, vorbitul ăsta cu Dumnezeu mi ajută să mă schimb, să mă transform. Când merg cu mașina și mi-intră careva în față și eu mă enervez, știți care e primul meu gând? Îl îndrept înspre Dumnezeu, că dacă îl îndrept spre ăla, nu o să spun chestii prea duhovnicești. Dar dacă primul meu gând se îndreaptă înspre Dumnezeu, se transformă total ceea ce îmi venea în minte și în inimă. Și imediat zic, Doamne, ai milă de ăsta, cum merge, nu o să ajungă prea departe și încep să vorbesc cu Dumnezeu, pentru că El e Tatăl meu ceresc, Aba, tăticul meu din ceruri. Când sunt bucuros într-o zi, că nu știu, mi-a mers bine ziua aia și sănătos și nu mă doare spatele și totul e bine, zic, tăticul meu din ceruri, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Și asta e, cum să vă spun, de-aia zice Biblia, rugați-vă neîncetat. Nu în sensul că noi trebuie să ne mutăm în biserică și de dimineața până seara dă-i cu rugăciuni, nu, ci în mod continuu, la nivelul minții mele, comunic cu Dumnezeu. Eu vă întreb, aveți asta? Pentru că dacă n-aveți asta, voi sunteți numai penticostali, dar nu sunteți pocăiți. Pentru că a fi pocăit, a fi creștin, înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu în Iisus Hristos. Hristos s-a deschis cerul. Noi nu aveam acces la scaunul de îndurare a lui Dumnezeu, dar prin Hristos am căpătat dreptul acesta de a comunica cu Dumnezeu. Folosiți-l, vorbiți cu Dumnezeu, împărtășiți cu Dumnezeu. Dacă ai anumite tentații, dacă ai anumite slăbiciuni, dacă diavolul vine la tine și te ispitește, vorbește cu tăticul tău din cerul și spune-i, Tată, uite, de data asta diavolul a venit și m-a ispitit iarăși. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, iartă-mă și dăm putere ca data viitoare să biruiesc. Asta înseamnă să înlocuiești răul din viața ta cu o relație personală cu Hristos. Amin. Al treilea lucru. Mărturisește răul. Și cu asta închei. Unde e pianistul să fie pe faza aceștia? După să vă cer vouă să cântați cântarea ultimă pe care ați cântat-o. Nu aia cu tostinirea, aia la altă. Când în cer vom ajunge, așa. Comunicăm direct, asta înseamnă predică, nu... Mărturisește păcatul. Mai zic o dată, mărturisește păcatul. Și uitați ce zice Biblia. O să vă gândiți acum, bun, dar cui să mărturisesc? Zice Biblia, mărturisiți-vă unii altora pe de-o parte, dar nu oricui, fiți atenți la capitolul ăsta. Dar uite ce spune Psalmul 32. Vă citesc. Poți să pui, te rog frumos, pe videoproiector, Psalmul 32, primele versete. Cu spaniola mai da gata. Dar vă citesc, eu nu vă citesc în spaniolă, citiți voi în spaniolă dacă vreți, eu vă zic în limba română. Zice așa, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu există viclenie. Câtă vreme am tăcut, zice David. Câtă vreme n-am avut curajul să mărturisesc lui Dumnezeu păcatul. Câtă vreme m-am dus la templu și m-am făcut că totul e perfect în viața mea. Câtă vreme mă întrebau părinții sau ceilalți cum e și eu spuneam că sunt bine. Câtă vreme am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea și poate ai cunoscut și tu momentul acela când Dumnezeu prin conștiință apasă asupra ta și spune trebuie să te pocăiești. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii și voi asta o înțelegeți mai bine aici la Rocheta. Atunci, ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis... Îmi voi mărturisi Domnului păcatele sau fără de legile mele. Și tu
a iertat vina păcatului meu. Rămâne același verset, versetul anterior. Atunci mi-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Dacă ești gata, domnișoară dragă, tânăr drag, tânără dragă, îți vorbește Dumnezeu în seara aceasta. Dacă ești gata să mărturisești, pentru că până în clipa de față te-ai făcut că totul e bine în viața ta, dar tu știi foarte bine că lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Tu știi că de multă vreme păcatele tale și același păcat te-a legat de pământ și ești stăpânit, ești dependent de lucrul ăla din viața ta. Domnul zice, în momentul în care ți-ai mărturisit păcatul, eu sunt credincios și drept. Și sunt gata să te iert. Am zis să voi mărturisi Domnului, nu oamenilor, în primul rând, că oamenii nu uită și de multe ori nu iartă. Îmi voi mărturisi celui care a murit pentru mine, îi voi mărturisi lui Iisus Hristos fără de legile mele. Și Doamne, Tu ai iertat vina păcatului meu. Am să vă povestesc o întâmplare pe care am spus-o de multe ori, dar se potrivește aici. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, într-un lagăr nazist, cel care conducea lagărul, șeful lagărului, a dat un ordin ca 10 oameni să fie împușcați, omorâți. Între cei 10 era unul care avea o familie mare și aștepta să ajungă acasă. Știa că e aproape de sfârșit războiul, primise vestea asta și se gândea că acum e cumva blestemat, fix la sfârșit, să moară. Și omul ăsta a început să plângă și să strige, să se ceară îndurare și să ceară iertare. Și în mulțimea de pușcăriași care erau acolo, era un preot catolic care l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu acolo în lagărul acela de concentrare. Și preotul ăla catolic, nefiind căsătorit, neavând familie, neavând pe nimeni care să-l aștepte acasă, a ridicat mâna și a cerut el și a zis, vă rog frumos să-mi dați voie să mor eu în locul omului ăsta care cere îndurare. Și cel care conducea lagărul și-a dat ordinul ca toți 10 să fie omorâți, la întâmplare, a zis, bun, dacă tu vrei să mori în locul lui, treaba ta. Dar ăsta care a ales el să moară pentru un altul, i-a spus șefului lagărului, i-a zis așa, i-a zis, te rog frumos, vă rog frumos, înainte să mă executați, dați-mi voie să-i spun omului pentru care mor câteva cuvinte. Și a spus doar atât. S-a oprit în dreptul celui pentru care murea și i-a zis doar atât. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Atât. Și apoi omul ăsta, alături de ceilalți 9-10 oameni, au fost legați de mâini, de picioare, împușcați în cap, trupul lor a fost aruncat într-un crematoriu nazist. Și zice Elie Wiesel, un scriitor evreu, într-un roman cu care a câștigat un premiu Nobel pentru literatură, romanul Noaptea se numește, trupurile erau arse și se transformau într-un fum cenușiu care se ridica spre un cer albastru liniștit, în care parcă Dumnezeu tăcea, dar și tăcerile lui Dumnezeu vorbesc. Omul care a scăpat cu viață, că altul a murit în locul lui, a povestit întâmplarea asta și o poveste adevărată. Și omul ăsta scrie așa, când am ajuns acasă și am simțit dorința să fac un lucru păcătos sau rău, de fiecare dată îmi sunau în minte cuvintele celui ce a murit în locul meu. Fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. De câte ori eram tentat să fur, să înșel, să fac o chestie nasoală, de fiecare dată îmi sunau în minte cuvintele celui care a zis, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Tineri dragi, vă rog frumos, ridicați cu toții privirea în clipa asta. A venit în lumea noastră Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, Iisus Hristos. Prin El Dumnezeu a coborât în lumea asta. Cea mai frumoasă definiție de dragoste care a fost scrisă vreodată pe pământ, zicea Nicolae Steinhardt, a fost scrisă din mâna lui Dumnezeu sub forma unei cruci, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Și Fiul lui Dumnezeu murea pe cruce, strigând în limba aramaică, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar noi știm din Biblie că Dumnezeu nu l-a părăsit pe Hristos, ci era în Hristos și prin Hristos împăcând lumea cu Sine. Iisus îți spune în această seară, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Când vei pleca din biserică,
după ce ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și vei simți din nou dorința să intri pe net unde n-ar trebui să intri, vei simți din nou dorința să fumezi, vei simți din nou dorința să mergi acolo unde știi că n-ar trebui să mergi, când vei simți din nou dorința să faci lucrul acela păcătos care îți murdărește sufletul înaintea lui Dumnezeu, acel păcat ce stimulează puternic simțurile, dar creează iluzia plăcerii de moment, vreau să spun ceva, aș vrea ca Hristos Domnul să răsune prin conștiința ta și să spună, fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și lucrul ăsta să-ți dea putere. Ai vrea să facem ceva. O să vă cer un lucru. Ai vrea momentele care urmează, înainte să ne ridicăm și să cântăm, așa cum stați așezați, să stați cu ochii închiși câteva clipe. Vă cer, tuturor, domnișori și domnișoare, frați și surori, dragi tineri, așa cum sunteți, și o să mă uit înspre voi, mă uit și până nu închideți toți ochii și nu plecați toți privirea, nu continuă rugăciunea aceasta. Mă uit absolut și la cei de pe ultimile rânduri, absolut la toți. Vreau să stați cu ochii închiși. Momentul ăsta este un moment de închinare în fața celui care merită toată gloria, cinstea și slava. Nu știu câți dintre voi sunteți conștienți, în locul acesta este prezent Dumnezeu. Mai zic o dată, în locul acesta este prezent Dumnezeu. Mai zic o dată, în locul acesta este prezent Dumnezeu. Și aș vrea să vă aduc aminte de un moment pe care îl descrie Apocalipsa. În timp ce stați cu ochii închiși, imaginați-vă că sunteți acolo împreună cu Apostolul Ioan, care zicea în Apocalipsa, în capitolul 1, versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi, cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama prinsă și arsă într-un cuptor și glasul lui era ca vuietul unor ape mari, în mâna dreaptă ținea 7 stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, nu te teme. În această seară, acest Iisus Hristos este prezent în biserică. În fața acestui Dumnezeu, îngerii repet un singur lucru, sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Chiar în clipa aceasta, miliarde de îngeri pe care Biblia numește serafim, serafim se traduce din ebraică românește, cei care ard, ființii angelice atât de pline de lumină dumnezeiască încât par în flăcări, care repetă în prezența acestui Dumnezeu un singur lucru, sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Nimic întinat și spurcat nu poate sta înaintea acestui Dumnezeu. De aceea a trebuit să vină Iisus Hristos să moară în lumea aceasta pentru fiecare dintre noi. Și dacă în seara asta te simți la pământ, El își întinde mâna dreaptă peste tine și spune cum i-a zis lui Ioan, nu te teme, eu, zice Domnul, sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Adică eu am fost în prima zi când te-ai născut și voi fi și în ultima zi din viața ta pe acest pământ. Oriunde vei fi când vei respira pentru ultima dată, eu, zice Domnul, voi fi acolo cu tine. Nu te teme. Eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Iar cheile locuinței morților nu sunt în mâinile oamenilor, zice Domnul, ci sunt în mâinile mele. De aceea nu te teme. Dragul meu tânăr, nu te teme de păcatul prin care diavolul vrea să pună stăpânire pe viața ta. Nu te teme de fricile pe care le propagă media în fiecare zi. Nu te teme de boală, de nenorocire. Nu te teme de viitor. Dumnezeu are un viitor și o nădejde pentru tine. Nu te teme seara asta. El întinde mâna și te ridică prin Duhul lui Cel Sfânt chiar în această seară.